Președinții PAS și PLDM nu văd cu ochi buni construcția ambasadei SUA pe teritoriul fostului stadion Republican. Maia Sandu și Viorel Cibotaru au declarat pentru Vocea Basarabiei că decizia trebuia supusă consultărilor cu societatea civilă. Era corect dacă existau consultări cu locuitorii municipiului Chișinău, dar sperăm că ambasada va ține cont de interesele cetățenilor și ceea ce se va construi acolo se va încadra în spațiu arhitectural din această zonă.